Capodopera lui Giuseppe Verdi, La Traviata, va putea fi urmărită de publicul doritor duminică, online, în interpretarea operei Brașov. Evenimentul se înscrie în cadrul proiectului Opera la voi acasă. Spectacolul, a cărei regie artistică este semnată de Dimitrie Tabacaru, va putea fi urmărit gratuit duminică, începând cu ora 18:30, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina oficială de Facebook a Operei Brașov. Într-un comunicat al instituției se precizează: considerată astăzi cea mai de succes și una dintre cele mai jucate opere din lume, La Traviata a avut de parcurs un drum lung de la premiera din 1853, când a fost considerată un imens eșec. Violeta Valery va fi jucată de soprana Aurelia Florian, care a mai interpretat acest rol pe mari scene lirice ale lumii. Vor fi prezente orchestra, corul și baletul Operei Brașov, iar la pupitrul dirijoral va fi maestrul Traian Ichim.